Bun găsit, prieteni, vă spune Mihai Bilescu de la Romanian eSport Championship, o competiție extrem de importantă în lumea gamerilor din România, care a ajuns în faza finalelor. Vorbim astăzi despre finala Counter-Strike, care va fi în direct la Dolce Sport 2, începând de la ora 11 de acum și până la ora 14. Apoi vom continua cu alte evenimente extrem de importante, finalele mici și finala mare de la LOL. În următoarele două ore veți urmări o competiție extrem de importantă. Sunt niște jucători aici foarte, foarte buni, credeți-mă. Sala este plină. Bine, în momentul ăsta sunt oamenii plecați pentru că sunt foarte multe concursuri pentru suporteri. Se desfășoară în lateral. Foarte mulți oameni, vă spuneam, au venit, au plătit bilete să vină la acest eveniment extrem de important. Sunt mulți extrem de interesați de acest eveniment. Lângă mine este Elia, echipele vor sta în stânga și în dreapta mea, după cum vedeți, fiecare va încerca să lupte din greu ca să câștige premiile în total. E vorba de niște premii de aproximativ 7.000 de euro, deci niște sume importante, plus echipamente, hardware, plus sunt foarte multe lucruri aici interesante. Pentru ele se vor bate băieții care vor sta în stânga și în dreapta mea. Colegul meu Cătălin ne va ajuta cu informații tehnice, cu informații despre concurs. El este un expert, să spunem așa, în Counter-Strike și în LOL. E mult mai bine pus la punct decât mine. Salutare, Cătălin! Salut. Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Această zi foarte frumoasă, a doua a finalei Romania eSports Championship. O să fie o zi foarte interesantă. Ce avem astăzi aici? Avem finala la Counter-Strike. Avem cele mai bune două echipe din România care se vor lupta pentru marile premiu. Iar mai încolo, pe stream, veți putea vedea finala mică la League of Legends, cât și finala mare la același joc. Ca să nu întârzie momentul, o să-i rog pe cei doi comentatori, pe experții noștri analiști. Așa. Ok, Cătălin, eu o să te las pe tine să-ți faci treaba aici, că tu ești mult mai priceput în jocurile astea și o să mă duc... Ok. Ok. Ce faceți, băieți? Cum vă simțiți? Sunteți gata? Sunteți pregătiți? Da, păi suntem pregătiți. Ce să spun? Echipele care au ajuns în finală, cred că ne așteptam cu toții să ajungă Tegu și Next2. Să spunem că n-am fost surprinsă din punctul acesta de vedere, nici măcar în semifinale. Așteptăm o finală cât mai plăcută și, ce să spun, sperăm că vor face show. Ce credeți că se va întâmpla? Credeți că vom avea un meci care se va duce în decisiv? Trebuie să vă reamintesc că aici sunt din trei. Trebuie să câștigi două meciuri din trei pentru a putea câștiga. Sincer, nu știu. Sper să fie cât mai lungă harta, echilibrată, toate trei hărțile echilibrate. Nu știu, să vedem. Tech pornesc destul de favoriți, însă sper, cred că le vor pune ceva probleme până la urmă. Am înțeles. Ok, vă mulțumesc foarte mult. Fugiți acolo în spate să vă pregătiți. Cât timp ei se pregătesc pentru a vă putea povesti despre ceea ce se va întâmpla și pentru a vă putea introduce în lumea asta a Counter-Strike-ului, eu o să rog frumos, în aplauzele voastre, să invităm echipele la calculatoare. Prima echipă, Next, please! Haideți, băieți! Next, please, o echipă foarte veche în România, tot timpul s-a bătut pentru primele trei poziții. O echipă foarte puternică, au reușit să păstreze un line-up destul de mult timp. Ei știu de mult pe băieți și sunt foarte serioși și privesc jocul cu interes maxim. Avem aici pe capitanul echipei, să zic așa, și vreau să te întreb câteva cuvinte despre ceea ce se întâmplă aici azi și despre cât de mult contează pentru voi faptul că ați ajuns până finală. Ce se întâmplă aici, azi câteva cuvinte, nu știu dacă pot să spun, deoarece acum 10-15-20 de minute am apărut și eu, poate după concurs, după final, o să pot să-ți ofer un feedback mult mai bun. În schimb, ziua de ieri pot să spun despre ea, a fost pentru mine, cred că cel mai bine organizat concurs vreodată făcut de PGL. Deoarece au apărut niște chestii care mie mi-au ieșit în evidență, de exemplu mesele separate. Am înțeles că a fost și la DreamHack, dar la DreamHack nu am fost prea mult aici pe în zonă, că am pierdut din două hărți, aia a fost. Dar, nu știu, în mare parte așa sunt foarte mulțumit de condițiile oferite. Ok, foarte bine, atunci îți urez succes, să fie totul ok și treci acolo la calculator. Cea de-a doua echipă nu are nevoie de niciun fel de prezentare, este echipa care a reușit cele mai multe pentru România la nivel internațional, echipă foarte veche, un nume extrem de sonor în lumea gamingului internațional. La fel în aplauzele voastre, vă rog frumos să invit pe cei de la The Elder Gods. Așa.
Hai, tu, Vibi? Așa. Ia zi-ne, Bi, cum e să fie aici? Ce șanse credeți că aveți? Cum ți se pare organizarea? Păi, mă bucur foarte mult să fim aici, mai ales în finală. Organizarea este foarte frumoasă și șansele noastre, eu zic că sunt destul de mari. Ne-am antrenat foarte mult și suntem foarte încrezători. Deci credeți că aveți șanse reale pentru a pleca acasă cu marele premiu? Exact. Ok, foarte bine. Atunci la fel și ție îți urez succes și să fie o dispută foarte bună. Dragi prieteni, aici este foarte multă lume, încă oamenii vin, sunt împărțiți pe la diferitele standuri să vadă ce mai pot primi, ce li se poate oferi. Noi sperăm să fie o confruntare frumoasă, spectaculoasă, iar acum o să dau legătura colegilor mei din studio, care vă prezenta hărțile și vă vor da mai multe detalii vis-a-vis de meciul ce urmează să înceapă. Vă mulțumim frumos! Da, am revenit în studio. Haideți că dacă tot a spus Hayek despre hărți, să vă spunem cum a decurs banarea hărților. Deci, cred că Tega au banat Train, iar Next cred că au banat Inferno, sau în fine nu prea contează, deci s-au banat Train și Inferno. Prima hartă care se va juca va fi Dust 2, iar dacă vor pierde cei de Next, se va juca Nuke, iar dacă vor... se va juca Mirage, iar dacă vor pierde cei din Text, se va juca Nuke. Bun, ce să spun? Haideți să vă zic puțin despre istoria celor două echipe. Ele s-au întâlnit în vreo 4 meciuri de-a lungul sezonului. S-au întâlnit prima dată în finala etapei cu numărul 3, unde au jucat 3 hărți. Acolo au ieșit învingători cei din Next. Era chiar pe la începutul, să spunem așa, istoriei Counter-Strike Global Offensive. Da, se pare că suntem pregătiți cu jucătorii. O să-i și prezentăm. Încep eu cu echipa Tag. Îl aveți în imagine pe Tag Dani. Da. Dan Cristian Voinea. Dan Cristian Voinea, 23 de ani. El este un jucător foarte vechi în echipa Tag. Următorul este Tag White, Cosmin Andrei Cetănaș, 20 de ani. Nu are 30 de ani, are 20 de ani. Nu pare el chiar așa bătrân. Următorul este B sau Beton, cum vrea el să-i spunem, 24 de ani, Cătălin Ionu Stănescu. El este in-game leaderul celor din Tag, adică practic el este cel care dă strategiile în joc. Urmează Chidor, Daniel Paca, 26 de ani și el un jucător foarte vechi în echipa Tag. Practic face parte din garda veche. Și ultimul jucător de la Tag, Snapple, Iulian Andrei Constantin, 21 de ani. Ce să spunem, un jucător foarte bun. O să-l las pe colegul meu să-i prezinte pe ceilalți jucători. Și avem echipa Next cu Funky Licious, Paul Madalin Moise, 22 de ani. Mai departe, pe Narex, Mihai Alexandru Tudosie, 20 de ani. El este, într-un fel, rezerva echipei. Jucătorul titular nu a putut să ajungă. Mai departe, l-avem pe Sonic, Iulian Ionescu, 25 de ani. Kinder, Alexandru Bică, 19 ani, probabil cel mai bun jucător al echipei. Da, e practic jucător din nou val, să spunem așa. Și ultimul, dar nu cel din urmă, puse Dragoș Alexandru Popescu, 23 de ani, cel mai vechi membru al echipei Next, please. Da, practic ai jucat și tu cu el în echipă. Da. Bun, asta a fost prezentarea celor două echipe. Urmează prezentarea primei hărți. Nu știu când va fi această prezentare, da? Vedeți prezentarea, cum spuneam, primei hărți, ea este Dust 2. Ce să vă spun, această hartă este... o hartă foarte echilibrată, adică, bine, era mai mult pe partea de Tero, să spunem, în vechiul Counter-Strike 1.6, dar acum în Global Offensive s-a mai echilibrat, pentru că s-au schimbat puțin anumite poziții de pe harta. Aici vedeți zonele principale de pe hartă, așa mai pe larg. În principiu, pentru cei care nu știu, și-au deschis mai târziu și televizoarele. Scopul este ca cei 5 teroriști ori să planteze bomba, ori să elimine cei 5, să spunem, contrateroriști, care apără două zone unde se poate planta bomba. Și, bineînțeles, cine ajunge primul la 16 runde câștigă harta. Vă reamintim
se joacă două dintre hărți, deci dacă va pierde cineva prima hartă, încă va rămâne în concurs. Ce să spun? Haideți că începusem să vă spun despre cele două echipe care s-au întâlnit pe parcursul sezonului. Cum vă spuneam, s-au întâlnit în finala etapei cu numărul 3. Acolo au ieșit învingători cei de Next. Au bătut 2-1 la hărți. Tegu câștigând mirajul. Da, Tegu câștigând mirajul, după care Next reușind să revină, câștigând trainul foarte strâns, 16-14, practic s-au jucat toate rundele. Și câștigând după aia Inferno cu 16-11. După care s-au reîntâlnit din nou în următoarea etapă, în finala 4. Acolo Tag au reușit să iasă învingători. Prima hartă, practic, i-au spulberat pe cei de Next, 16-5 pe Nuke. După care a venit Inferno, unde au fost foarte multe runde de prelungiri. Într-un final, Tag câștigând cu scorul de 46-43. Deci vă dați seama câte runde de prelungiri au fost. După care s-au mai întâlnit și în etapa 5 și în etapa 8, de data aceasta în semifinale, odată ieșind câștigător Tag, odată ieșind câștigător cei de Next. Așa... Din ce observăm, nu au jucat azi doi de... Da, asta și spuneam. Next, cam să spunem că erau favoriți dacă pica Train, iar Tag să spunem că erau favoriți dacă pica Miraj. Am putea avea Miraj în această finală, nu putem să avem Train pentru că a fost banată. Da, ceea ce vedeți voi pe imagine este încălzirea jucătorilor, antrenamente. La început nu s-a dat încă drumul, după cum vedeți trebuie să mai intre un jucător de la Next. Cum spuneam, așa luând ca la hărți, nu este o mare diferență. Te conduc, să spunem, cu 4-3. Deci 4 hărți au fost câștigate de Tech, iar 3 câștigate de Next, așa, de-a lungul istoriei celor două echipe. Nu de alta, dar și acest joc este destul de nou pentru noi, deși, să spunem așa, că engine-ul jocului și atmosfera a rămas așa din vechiul Counter-Strike. Ce putem să spunem? Hai să vorbim așa. I-am văzut pe Tech ieri pe DAS 2 contra celor de la IGC, destul de strâns meciul. Da, destul de strâns. Cât va fi echilibrat. Că cei din GG au avut un moment bun acolo unde puteau să revină. N-au reușit, Tag au reușit să câștige cu 16-12 acea semifinală de. Că tot ai adus vorba de semifinală, hai să le spunem ce s-a întâmplat în semifinală. Cum au ajuns în finală cele două echipe? Hai să spun eu semifinala 1, Next versus Intense. Prima hartă a fost Miraj, unde Next reușește să câștige destul de greu cu scorul de 16-13. Intense au fost practic, cred că o surpriză, pentru că în play-off i-au eliminat pe una dintre, da, să spunem, favorita numărul 2. Da, My Revenge mine. Sau vechiul Ero. Așa, după care s-a jucat Train, unde sincer nu mă așteptam să pierdă Next la un asemenea scor. Au pierdut 16-7, așadar cei din Intense au restabilit egalitatea la hărți. După care a venit Nuke, unde într-un final cei de Next reușesc să se impună acolo și să ajungă în finală cu scorul de 16-11. Și Tag, cum am spus, i-au învins pe cei din GC pe prima hartă DAS 2, 16-12, iar pe Miraj nu au avut probleme, 16-5, foarte, foarte lejer au câștigat. Au avut acolo un moment cei din IGG în care puteau câștiga prima hartă pe DAS 2. De asta nu știu, îi văd puțin pe Next având o șansă pe această hartă. Da, practic, cred că este cea mai interesantă hartă pe care se puteau întâlni. Nu de alta, dar n-au avut niciun match pe această hartă până acum. Haideți să vă și arăt. Eu o să vă pun din când în când această hartă, nu vă speriați. Aceasta este harta văzută de sus, din avion, din elicopter, cum vreți să-i spuneți. Vedeți jucătorii care se mișcă pe hartă, pot să vă și desenez, dar nu e cazul acum. Așa că o să vă pun din când în când acele zone. Noi o să încercăm așa să vă explicăm zonele pe hartă cât mai pe înțelesul tuturor. Cele mai importante. Și pentru cei de acasă și pentru cei din fața calculatoarelor, să spunem. Bun, până se mai pregătesc jucătorii, haideți să vorbim puțin așa cum am vedea hărțile. Să spunem că pe această hartă am vedea așa un match destul de echilibrat, nu? Pe DAS 2. Sperăm. Hai să...
Eu ne ducem aș... da, zi. Tu ai spus că ți se pare echilibrată harta pe total. Eu tot o văd hartă de, pentru teroriști. Bun, e rămâne hartă de teroriști, dar pentru... nu chiar cum era înainte. Ok, știi de ce e pentru tine lege. Am înțeles. Bun, hai să facem așa un mic joc. Să spunem că ar pierde cei din Tech și se va juca Nuke. Pe Nuke, așa cum ai vedea... Pe cine ai vedea favorit? La fel de, de echilibrat. La fel, tot cu destule șanse pentru cei din Next față de Mirage. Da, uite, și că, dacă tot am spus eu că tu ai fost cu echipieri cu puse, spune-ne așa puțin, când te-ai lăsat tu, că nu te-ai lăsat de foarte mult timp de acest joc, bine, nu chiar de Global Offensive, te-ai lăsat de 1-6, dar să spunem că trecerea a fost acum un an. Tu când te-ai lăsat? Ceva de... mai mult de un an, cred. Nu am stat să contorizez. În fine, nu te-ai lăsat de foarte mult timp. Ideea este că ai jucat și la Next, nu? Da, am jucat în două perioade și nu a fost o experiență proastă. Chiar de încă zici plăcută. Nu, a fost o experiență destul de plăcută. Ai jucat și cu puse, nu? Da, da. Cum e el ca jucător? Este un jucător dinamic, joacă foarte mult cu arma, cu toate că... O să mai vedem poate și cu AVP, sper să lasă și la AVP, chiar și îl certam ieri când au jucat semifinala cu cei din Intens. Am înțeles, deci să înțeleg că tu în această finală ai party priul, nu? Nu, lumea, bineînțeles. Noi trebuie să fim așa cât mai obiectivi. Să mai spun că am participat și la un concurs în Serbia cu echipa Next, fiind învinși de... cea mai bună echipă din Bulgaria în prelungiri. Dacă rămân la părerea... Care e? Headshot BG? Sau da, Headshot Bulgaria. Așa. Foarte favoriți acolo în Serbia la acest concurs. Dacă reușeam să întrecem de ei, de părere că minim locul 2 l-am acolo. Adică jucam finala, sigur. Ce să spun? Îmi pare rău pentru tine. Erau. Dacă câștigai acel LAN, poate cine știe, erai tu acum, te comentam eu pe tine. N-ai drum să știi. Nu? Nu știu. Mă gândeam așa că poate nu te lași, știi, dacă aveai și o performanță pe plan internațional. Da, că veni vorba de plan internațional, cum vă spuneam, jocul este încă tânăr la noi, abia a apărut. De fapt, peste tot, că abia s-a făcut trecerea, cum vă spuneam, de la o versiune care s-a jucat foarte mulți ani, Counter-Strike 1.6. Bineînțeles că trebuia să facă trecerea, să apară un joc mai nou, cu grafică mai bună. Suntem la primul LAN, efectiv, de CSGO. Primul LAN la noi de Counter-Strike Global Offensive. Cum vă spuneam, trebuia să apară un joc cu grafică mai bună, puțin așa schimbare în cărți. Și cum spuneam, dacă venea vorba așa de concursuri internaționale, sperăm că poate în cel mai scurt timp va apărea și la noi o echipă care va putea să emită pretenții pe plan internațional. Acum au reușit prin alți jucători echipa TEG. Da. Doar Kidor a mai rămas din vechea gardă. Și să spunem așa puțin Dani, care a mai trecut pe acolo. Dar majoritatea sunt jucători noi. Da. Așteptăm jucătorii. Haideți să le reamintim telespectatorilor și celor care se află în sală și celor care se află în fața televizoarelor. Premiile de la Counter-Strike Global Offensive, începând cu locul 1, cine va câștiga această finală la Counter-Strike Global Offensive va câștiga $800. Cei care vor ieși pe locul 2 vor câștiga $400. Aici ne referim $100 de echipă, $400 de echipă. Locul 3 va beneficia de $200, iar locul 4, $100. Practic, toată lumea care a venit în această finală va câștiga ceva. Da, și la aceste sume se adaugă finalele de... Cine au câștigat finalele etapelor și au mai trecut... Teg au reușit 5 și Next o etapă câștigată. Da, dar... de echipele în cauză acum. Cum spuneam, mult important este să participi, nu? Da. Se pare că încă trebuie să mai... Și mai important este să câștigi. Da, e cel mai important. Da, bine, dacă nu câștigi, așa să nu dramatizezi, pentru că... Și nu e cu dacă și numai dacă. Păi nu e cu dacă și numai dacă. Bun. Până mai intră un jucător de la Next, haideți să le mai dăm informații jucătorilor. Dacă tot spuneai tu așa,
Să le spunem în sezon. Practic, etapă cu etapă, care au fost câștigătoarele. Deci la Kansas Global Offensive, cum vă spuneam, sistemul a fost, s-au jucat 8 etape, în sistem cupă, practic, dacă câștigai un meșter cei mai departe, până bineînțeles rămâneau două echipe și câștigai finala etapei. Așadar, în prima etapă au câștigat Mirmidoni, o echipă de Counter-Strike Source. Practic, Counter-Strike Source este o versiune de Counter apărută după 1.6, dar care nu a prins chiar atât de mult ca Counter-Strike 1.6. Un pic asemănătoară cu acest CSGO. Da. Etapa numărul 2 a fost câștigată de Eroac, tot așa, o echipă care la început conținea mai mulți jucători de Counter-Strike Source. Dar pe parcurs s-au mai combinat și ei. Da, tendința a fost că jucătorii de Source vor avea mai mult succes față de cei care veneau de pe 1.6. Da. La început așa stau lucrurile, însă pe parcurs, și te rog să continui cu câștigătoarele de etape. Da, cum vă spuneam, așa, am ajuns la etapa cu numărul 3, unde acolo vedem prima echipă din această finală care apare, și anume Next. Au câștigat etapa cu numărul 3, învingându-i chiar pe Tag. Dacă vă întrebați așa de ce Tag nu au apărut în primele două etape, este pentru că încă nu era formată echipa în acele etape. După care a fost o dominație a Tag-ului, etapa numărul 4, numărul 5, numărul 6 și numărul 7, practic 4 finale consecutive câștigate de cei din Tag. De-abia în etapa 8, reușind cei de Next să-i scoată în semifinale, dar din păcate pentru ei pierd acea finală cu cei de Neroc. Așadar, cei de Next o singură finală câștigată, iar cei de Tag 4 finale câștigate. Dar, cum vă spuneam, în întâlnire dintre cele două echipe, te conduc de-abia 4-3 la hărți. De ce să spun, avem premizele pentru o finală cât mai echilibrată? Da, să menționăm că în ultima etapă Tech nu prea și-au dat interesul să da, nu știu ce, dacă zici tu asta, eu am vorbit cu Snapple din Tech și spunea că nu prea le-a plăcut că au pierdut acel meci. Nimănui nu-i place să... Păi nu, că zis că nu și-au dat interes. Îi spuneau că vreau bine, să mai... Bine, tu l-ai nimerit exact pe Snapple, care... Am înțeles, tu ai vorbit cu ceilalți. Cel mai ambițios jucător de la Tech, cred. Da, până mai intră, văd că încă probabil nu s-au rezolvat toate problemele, haideți să le spunem celor de acasă ce a însemnat această trecere de la Counter-Strike 1.6 la Counter-Strike Global Offensive. Practic, Counter-Strike 1.6 a apărut foarte de mult, cred că până anii 2000, nu? Cam atunci a apărut. Bine, nu au succedat versiunile. Da, nu era versiunea 1.6, era versiunea 1.1 și tot a apărut 1.2, 1.3. Și până s-a ajuns la 1.6 și a rămas acolo înțepenită. Practic a fost, cred că, cel mai de succes e-sport care a fost până acum la evenimente. A fost practic main event-ul tuturor marilor concursuri timp de vreo, să spunem așa, 7-8 ani. Și cam poate sunt modest acum. 2004 sau 2005 până acum un an și ceva. Dar, ce să spun, jocul era foarte vechi și foarte bine s-au gândit cei de la Valve, care au produs Counter-Strike Global Offensive, că trebuie să aducă ceva nou pentru comunitate. Nu de alta, dar și sponsorii nu prea mai vreau să investească în organizații sau în echipe, jocul fiind foarte vechi. Așadar, a apărut Counter-Strike Global Offensive, un joc pe care îl vedeți acum în față. Este un joc cu o grafică mult mai bună față de Counter-Strike 1.6. Să zicem că l-au făcut să pară un pic mai realist față de 1.6. Realist așa cât poate să fie un joc. Mă refer pentru texturii. Vedem, uite, nici un decor, un gemuleț. Da, corect. Bine, din punctul de vedere al hărților, sunt mult mai detaliate aceste hărți din Counter-Strike Global Offensive față de cele din 1.6. Și cum spuneam, să sperăm că vom avea la un moment dat o echipă care va putea pune probleme și echipelor din afară, care momentan sunt cam intangibile, așa. Dar n-are rost să intrăm acum la viitoarele concurs. Da, poate, cine știe, dacă va fi și Dreamha București, dar vom vedea atunci ce va fi. Între timp a intrat și cel al cincilea. Da, a intrat și cel al cincilea, să vedem, până vor da runda de cuțite. Runda de cuțite
bineînțeles, toată lumea pornește cu cuțitul și cine câștigă runda de cuțite, practic alege pe ce jumătate, pe ce parte va începe, adică și aleg ori contrateroriști, ori teroriști. Cum spunea și Dori, mai bine ți-ai alege terorist dacă ai câștigat runda de cuțite, cel mai probabil puțin mai avantajat. Cine va câștiga acea rundă își va alege teror. Da, se pare că vor da go-go. După cum vedeți, ei au așa o aură, jucătorii, practic acela este un X-ray. Eu pot să-l scot și să vi-l pun. Practic, când este activat, puteți să vedeți jucătorii prin pereți. Vedeți? Când doar scot, mai eu vedem. Da, nu și cei dacă. Bine, mă refer nu și jucătorii. Da, bineînțeles, jucătorii n-au voie să folosească acestea pentru că s-ar considera că ar trișa. Da, până încep, ce să spun? Ai zice așa că dacă ar începe Next, primi Tero, ar fi mai bine pentru parcursul finalei? Da, pentru parcursul finalei, foarte bine zis, da. Da, deci, ce să spun, să sperăm că Next vor câștiga cuțitele. Așadar, dacă ne-ați auzit, să fiți foarte ambițioși la cuțite. Dar știu, pe City Next, nu știu, nu prea au noroc la cuțite, ca să zic așa. Da, aici vedeți când vă pun eu această tabelă, cu scorul general și, bineînțeles, câte fraguri a făcut fiecare echipă și cu banii care mai au la dispoziție. Nu prea v-am vorbit despre bani, haideți să vă spun așa puțin. După runda de cuțite, bineînțeles, se dă restart și toată lumea începe cu 800 bani. Practic, ce înseamnă asta? Când ai 800 de bani, nu poți să joci decât cu pistolul, eventual să-ți mai ai niște grenade, armuri. Deci, prima rundă a fiecare jumătate este foarte importantă. Practic, îți asigură minim 4 runde, dacă, bineînțeles, o câștigi. După care, cam în a patra rundă sau în a treia, bineînțeles, dacă ai bani, poți să-ți cumpere arme de calibru mare. Dar se pare că vom avea cuțite, nu? Da, începem finala acestui sezon. Da, finala Romanian Esports Championship. Primul sezon de CSGO. Primul LAN de Cancer Global Offensive. Să vedem jucătorii cât de concentrați vor fi la această rundă de cuțite. Să vedem cine vor fi, practic, indienii șefi. B face primul frag, răspunde Kinder. Foarte bine, 4, instant, 5 fraguri pentru Nex și cred că își vor alege Tero. Da, și cum ai vrut tu, Nex câștigă runda de cuțite, probabil vor alege Tero. Să vedem. Da, Tech sunt contra, iar Next încep teroriști. Da, până dau ei, până sunt pregătiți, vă spuneam cu sistemul banilor. Practic, dacă pierzi o rundă, ți se acordă o sumă mică de bani, dar este de preferat, dacă nu ai bani, să-ți cumperi arme de calibru mare, ar fi mai bine să nu-ți cumperi. Da, o să practic să, da, acele să oferi, runde de eco. Să oferi pe tavă o rundă echipei. Sacrifici o rundă. În ideea că nu prea ai mari șanse cu pistoale versus arme de calibru mare. Dar bineînțeles că poți să câștigi acea rundă dacă, bineînțeles, tragi foarte bine. Nu trebuie să vă mai spunem, dar acești jucători dispun de mouse, tastaturi și paduri foarte pro. Da, de ultima generație. Da, de ultima generație. Bun. Cred că în cel mai scurt timp va începe această finală. Reamintim, finala se dispută best of 3 hărți. Îi aveți în stânga pe cei din Tech, în dreapta pe cei din Next. Și se pare că intrăm în direct în finala Romanian Esports Championship sezonul 3 la Counter-Strike Global Offensive. Să vedem ce surprize ne vor oferi aceste două echipe în prima rundă. Haideți să vedem așa cum se mișcă pe hartă la început de rundă. Da, o mică indecizie acolo, am văzut, s-a lăsat puțin bomba în bază. Se pare că doi oameni se duc spre X2 de la Next. N-au dat un smoke pe mid cei din Tech și au ocupat lungul. Da, un schimb de focuri acolo, foarte bine l-a atins pe Dani acolo, în zonă centrală. Îl vedeți, B este ascuns aici după ușă. Da, între timp, Kidor este pe lung după poartă, foarte, cred că și aude. Da, interesantă poziția lui Kidor, nu știu sigur, dar nu cred că se vor duce în lung. Îi vedeți, atac în scară. Da, o rundă clasică pentru mine, atacul în scară. Să-l vedem pe White, cum se va descurca, are mulți inamici acolo. A dat un flash. Teroriști acum au intrat pe scară.
Deocamdată stă retras, nu știu cât de rapid vor veni. Să vedem primul frag făcut de White acum. Foarte bine White. Frag. A reușit un frag. Vine foarte, foarte agresiv Kidor în spate. Să vedem dacă va reuși fragul. N-a tras foarte bine acolo. Snapple a reușit un frag. Rămâne două fraguri Snapple. Rămâne doar și Kidor în Kidor runda. Și prima rundă se duce în dreptul celor din tag. O rundă foarte bine aplicată tactic. Practic au atacat în această zonă cei de Next cu mulți oameni. Bineînțeles, Kidor, care era în această zonă, a venit foarte rapid în spate, iar ceilalți cu echipieri aflați în această zonă au venit foarte rapid și s-au repliat în X1, spunem al noi, unde vedeți acesta. Practic, i-au prins la mijloc acolo și foarte bine White a reușit și el un frag și a dat și foarte mult damage celui al doilea jucător. Cred că va fi o rundă destul de rapidă, vedem 4 oameni în tunel. Se pare că s-a oprit, da, acel smoke i-a oprit. Da, White face un frag în lung. Dani a reușit și el un frag pe mid. Vor fi eliminați unul câte unul cei din Next. Ei având doar pistoale. Da, am mai făcut un frag acolo Dani. Și vine și Funky și să vedem că Funky și singurul rămas în viață, din păcate, pentru că nu prea avea 4 fraguri pentru șanse. Dani și primește și el o steluță. N-am vorbit despre acele steluțe. Acele steluțe, da, să spunem că acele steluțe practic ți se acordă o steluță când ești considerat MVP-ul rundei. Da. Practic ți-o dă softul, nu ți-o dă nimeni altcineva. Bun, 2-0 pentru tag, un început bun pentru ei. Mai vedem pe cei din Next au forțat arme. Vedeți, și-au cumpărat arme. Oh, foarte bine, Dani i-a dat damage acolo, e Sonic. Da, White face primul frag în lung, Funky Licious nu prea a tras foarte strălugit acolo, totuși l-a lăsat pe White în 22 viață. Mai sunt încă 4 oameni, vedeți acolo pe zi, care intră în acest moment. Să vedem pe White, foarte bine puse. Încă un frag făcut de White, să vedem dacă face și al doilea. Incredibil, White mai face și al doilea frag. 3 fraguri pentru în această rundă. Rămâne Kinder, care face 2 fraguri. Să vedem, este situație 1 versus 2. O destul viața pentru el, 76. Situație de clutch round, cum o numim noi. Practic, când rămâi singur, noi numim această situație de clutch. Bineînțeles, poți să rămâi 1 versus 1, 1 versus 2, 1 versus 3. Practic, dacă câștigi o rundă, când rămâi 1 versus 5, este practic vârful care poți să-l atingi. Văd pe Snapple, are doar o SMG, o armă. Da, important pentru Kinder este puternică, că are bomba pe el. Vedeți, ar trebui să-l omoare Kinder aici. Scapă cu Snapple. Și cred că se va duce, vedeți, foarte rapid. Încearcă să se ducă în X2. Au o mutare destul de bună. Vor pierde ceva timp cei din tech. Să vedem dacă îl va vedea cineva. Dani, mă, normal, vedeți, ar trebui să-l vadă când trece prin... Incredibil, se bagă Kinder acolo Kinder. Și situație de 1-1 acum cu Snapple, care vine foarte rapid și care nu are o armă foarte bună, cum am zis. Da, totuși incredibil. Reușește să-l omoare pe Kinder. Snapple reușește să câștige acest clutch 1 versus 1 cu armă inferioară față de cea lui Kinder. A forțat acolo Kinder, a vrut să fie el foarte agresiv, din păcate pentru el Snapple a fost pregătit. O rundă cu emoții pentru tag, dar totuși au avut arme cei de Next. Un mic amănunt pentru cei de acasă, ca să defuzezi bomba ai nevoie de un clește sau diffuse. Da, practic dacă nu ai acel clește, diffuse kit, cum îi spunem noi, îți trebuie 10 secunde ca să dezamorsezi bomba. Pe când cu un clește doar 5 secunde. Și practic înjumătățești perioada de timp. Vedem un atac destul de rapid acum, doar cu pistoale. Da, o de eco. Nu cred că vor avea probleme cei din tech. Vedem pe B, trecut un frag făcut deocamdată pentru foarte mult damage și au luat cei din tech acolo. Da, mai face un frag. Reușesc până la urmă un frag prin Funky Licious. Da, per total nu aveau cum să aibă probleme în această rundă. Se strânseseră toți oamenii din tag acolo, la backup. 4-0 pentru cei din tag. Da, și va urma o rundă importantă, o rundă prin care Next trebuie să intre în acest match. Cred că ar fi momentul să o câștige în acest moment, da, acea rundă. După cum vă spunea Dori la început de match, este o hartă care este favorabilă celor care joacă pe partea de Tero. Da, smoke-uri date acolo în zona porților. Vedem pe Kidor, tocmai și-a luat un flash în lung. Vedeți aceste imagini care rămân, nu vă speriați, este momentul când cineva își ia un flash. Adică acea, să spunem, grenadă care îți albește monitorul. Da, care există și în viața reală, flashbang. Da.
Între timp, Next a ocupat scara și probabil vor ataca cu 4 inși în scara. Da, mai mult ca sigur, și vor intra pe în scara, întârziat. Să vedem cum se va descurca White. Practic, această armă care o vedeți în mâna lui este cea mai puternică armă din joc. Este sniper, care te omoară dintr-un singur glonț, bineînțeles, dacă nu ți-l dăm picior. Dacă ți-l dăm picior, te lasă, să spunem, în 15, 16, 17 viață, ceva de genul. Se pare că se pregătesc să intre cei din Next. Da, foarte bun flash-ul acolo. Primul frag făcut de White. I-a dat și un leg shot acolo, da, practic l-a atins. Cred că ar fi bine să tragă. Sunt prinși din două părți. Nu a avut destul tupeu acel jucător din Next care era în lung să intre. Totuși a făcut bine pentru că l-aștepta acolo White. Da, să vedem pe Dani ce va face. Are, l-are pe Kinder acolo. Narex mai reușește și el un frag. Kinder moare până la urmă la scară și Pus se rămâne 1 vs 3. Păcate pentru el, are depășit 17 viață, reușește primul frag. În mod normal, Cid Întreg ar trebui să intre amândoi deodată, n-ar trebui să... 1 HP pentru Puse. Da, și s-a băgat când amândoi inamicii se uitau la el. Din păcate pentru cei de Next au avut o situație bună, dar n-au reușit să profite de ea. I-au recuperat și AVP-ul lui. Da, eu cred că au făcut o greșeală aici când îi prinseseră pe cei doi din tag aici. Practic erau intrați în această zonă pe site, aveau om în lung și nu au avut tupeu să intre aici în zona lungului. Cred că, în mod normal, dacă îi prindeau din două părți, puteau să elimine pe acei doi jucători. Așa, acel jucător din lung a ales să se retragă și a murit după aia fără să mai facă niciun frag. Și să vedem 5-0 pentru Tech și cum în fotbal avem acea regulă, 2-0, cel mai periculos scor. Da, în Counter e cam 5-0. La 5-0 mai... se opresc toate echipele, adică... Bine, se opresc echipele, dar nu putem spune că e cel mai periculos scor. O mică paralelă. Că toți suntem pe un canal de sport, nu? Dar să-i vedem pe Cid în Next. Începe runda destul de bine, Funkilicious să le elimină pe Kidor și cred că vor încerca o intrare în lung, în mijloc. Foarte bine, Dani. Incredibil, două Dani, două fraguri acolo. Acaul și pe și-a spus cuvântul. Puse reușește totuși fragul la X2 și intră. Intră în X2, să vedem pe Dani. Va da un flash. Nu cred că trebuie să fie foarte agresiv. Nu, trebuie nu-i ține de vorbă. O, acolo B se luptă cu Funkilicious pe tunel. Se bagă Dani. Incredibil, are om după cutie. Îl salvează White acolo. Îl omoară Funkilicious pe B pe tunel, White îl omoară și el pe Narek și situație de 1 vs 2 pentru cei din Next. Să vedem pe Funkilicious, este pus difuzul pe bombă, dacă nu se duce va defuza bomba și asta se și întâmplă. A defuzat, Dani i-a omorât, dar deși, bomba este da, după cum vedeți, deși Funkilicious a reușit cele două fraguri, bomba a fost dezamorsată și practic când contrateroriștii dezamorsează bomba, runda este câștigată de ei. După cum vedeți, scorul general este de 6-0. Din nou foarte aproape cei din Next de a câștiga o rundă, dar nu s-a întâmplat asta până acum. Și aș putea spune că dacă acest meci o ține în acest mod, s-ar putea să avem o finală foarte scurtă, ceea ce nu ne dorim. White deschide din nou tabela. Practic White este sniperul principal. Schimb de amabilități acolo în lung, face și bine un frag. Situație de 2-3 acum. Bomba este picată. Nu cred că trebuia să-l lase Kinder, da? Trebuia să-l scape. Normal trebuia să se bată, să încerce să-l elimine, să rămâne în situație de 2-3. Să nu cred că avea vacanță pentru că a încărcat. Da, îi vedeți, imediat au făcut retragere acolo în lung. Vedem, Snapple are un mic duel aici cu Puse în zona centrală. Da. O grenadă bună dată acolo, Puse tocmai a ieșit în mijloc. Cred că l-a văzut Snapple, a făcut un mic scout. Și Puse l-a văzut, au habar unul de altul. S-a retras însă Puse. Și da, vor opta... Cred că se va duce spre coechipierul lui spre și vor ataca în scară. Din păcate pentru el, White este într-o formă de zile mari. Nu prea a ratat White până acum. Are 13 fraguri făcute. Până acum, practic, vedeți cele mai multe fraguri de pe hartă. La Next vedem cel mai bun ar fi Funkilicious. 6 fraguri făcute cu 6, să spunem, eliminări. Dar scorul general nu arată foarte bine pentru cei din Next, dar nu au câștigat nicio rundă până acum. Da. Bine, pierd. Să vedem o rundă foarte agresivă acolo pentru B, care vine în zona centrală și reușește fragul. Da, nu aveau cum să-l scape aici din Next. Un flash acolo dat în scară. Și un smoke.
Kidor acolo, a spamat puțin, a tras prin smog. Momentan sunt destul de dispersați pe hartă. Mod normal, așa nu aș spune că atacă foarte rău Cid în next, dar nu prea, nu prea câștigă duelurile. Nu știu, mă rog la dinamicul pe care îl văd. Snapple aici are o zonă de unde poate auzi pașii. Vedem dacă îl va și vedea. A văzut un mic cap care a trecut pe acolo pe la scară. Da, și se intră din scară acum. Se intră din scară, dar aici White de fiecare dată a făcut foarte bine frag. Și de această dată face frag, să-l vedem, are om în dreapta după cutie, nu cred că-l știe. Da, se bagă, dar nu reușește. Tocmai ce spuneam, White a scăpat acolo și mai face un frag, să vedem dacă al treilea frag făcut de White, incredibil cum joacă White. Sigur, se va băga să facă și al patrulea frag. Foarte și face, bine, incredibil, White face senzație în acest moment pe stream. White is și on fire. Și bineînțeles, în direct pe Dolce Spur 2, da, White is on fire, cum spun mulți. Ce să spun, nu mă așteptam să fie o finală, sau vine, o primă hartă chiar atât de dezechilibrată. Noi ne așteptam așa, nu știu, la o hartă DAS 2 mult mai echilibrată, dar poate cine știe, vor reveni cei de Next, că ar fi momentul să o facă acum. S-au văzut revenind și de la 10-0 pe partea. Bineînțeles. Vedem Snapple, m-am gândit prima oară că va intra agresiv, dar prin acel smog foarte greu să faci acest lucru. Din nou încep bine cei de Next, fac un frag, nu sunt sigur unde l-au făcut. Situația de 5 vs 4. În mod normal acum, dacă sunt atenți, ar putea să câștige prima rundă a lor. Da, sunt un pic dispersați cei din tag. Dan este singur pe mid. Cred că ar Kidor trebui să aplice cam aceea schemă, să atace mulți într-un loc. Incredibil acolo cum a tras foarte bine Sonic. Sonic reușește să le elimine pe Sani. Pare că ne îndreptăm către prima rundă. Da, incredibil. Next. Din nou atacă la White. Nu înțeleg de ce vor să forțeze aici. Este singur de această dată. Este singur, dar ar trebui să moară. Din fericire pentru cei din Next, n-am mai reușit niciun frag. Situație de 5 vs 2. Situație de 5 vs 2, dar cei din Tech, după cum vedeți, vor ține armele. Ce înseamnă asta? Înseamnă că jucătorii rămași în viață aleg să țină armele, ca în runda următoare, bineînțeles, să aibă acele arme. Da, practic economisesc un echipament de $5,000 din joc, $5,000 virtuali. Da, bine, dolari virtuali. Da, și avem și o premieră, prima rundă bifată de Cid Next. Au pus și ei mâna pe un AVP, văd că îl văd pe puse. Da, probabil îl vor ține. Da, că și asta, bine că ai zis, spus asta cu AVP-ul, adică sniperul mare. Față de cei din tag, unde clar White este sniperul principal, nu prea putem să spunem că cei din Next au un sniper principal, așa să spunem, care joacă doar cu sniper. Pe versiunea anterioară, Sonic mai Sonic, dar forța Sonic nu l-a mai văzut de mult jucând cu sniper, mai degrabă Puse a jucat pentru cei din Next. Care da, vedem și acum. Da, se pare că a și rămas cu sniperul. Cred că va încerca să se ducă foarte rapid în X2, poate cine știe, va prinde ceva. Se pare că nu face chestia asta. S-a părut că avea un spawn bun. Ce înseamnă spawn bun? Înseamnă că la început de rundă ești dat mai aproape de un X sau de celălalt, în așa fel încât poți să ajungi mai rapid decât inamicul acolo. Da, va fi din nou o rundă destul de lentă pentru cei din Next, care n-aș putea spune că au un început de rundă. Este un clasic 1-3-1. Este un clasic și, sincer, mie îmi plac aceste tipuri de scheme la început. Așa trebuie să începi, tot, de fapt. Așa trebuie să începi și să-ți dai schemele, bineînțeles, din această schemă clasică. Sincer, nu prea am înțeles de ce atacă mereu un scar acolo unde White le-a cam pus top de fiecare dată. Să-i vedem. Din nou atacă în scară. Flash-uri foarte multe, foarte bine acolo, dar Sonic și Fan Crisis de două hecea, trei hecea, și White și incredibil. E așa, da, așa se intră la scară. Da, n-ar fi rău acum un 8 la 7 să vedem o revenire a celor de Next. A doua rundă consecutivă câștigată de cei de Next și din nou vedem un deja vu aici, cei doi jucători care țineau X2 vor ține armele. Nu cred că ar fi rău pentru cei din Next să încerce să-i caute pe cei doi rămași în viață, unde alta, dar dacă vor reuși să-i elimine, bineînțeles, și să le dea jos armele, nu vor avea bani runda ce vine. Da, după cum vedeți, White nu are niciun ban. Da, White are 0, 1400, practic nu vor avea bani, ar trebui să facă o rundă de eco.
Vedem, se apropie Narex. Da, nu a văzut. Da, cred că l-a văzut acolo. I-a văzut puțin cotul. Dani. Îi vedea cotul puțin acolo. Și totuși va urma o rundă de eco, după cum... Urmează o rundă de eco, dar cu două arme. Nu, au forțat. Au dat, cred că, niște famasuri. Da, se pare că au forțat. Ce înseamnă această rundă? Răspunem noi că au forțat, înseamnă că neavând bani compleți, îți iei niște arme, să spunem, puțin mai ieftine, dar care au destul de puternică rata de foc, să spunem așa. Și bineînțeles, n-ai full gear, adică s-ar putea să ai armură mică, adică să nu ai cască în cap și să mori mai rapid, sau să nu ai de dat grenade și flashbang-uri, să vedem acolo un smoke dat în pietul lui Bri, fază destul de comică. De data aceasta Tega a început bine runda. Da, asta vreau să zic eu, nu am putut să te întrerup. Din nou îi vedem pe cei din Next cu trei oameni în scară ocupat și de această dată au trimis omul pe lung, care a trebuit să le vină pe la spate în timp ce ceilalți atacă în scară. Da, Kidur a venit să-l ajute pe White. De data aceasta White nu mai are sniper. Foarte bine Kinder le elină pe B pe lung și au îndepărtat o posibilă amenințare acolo. Da, au ocupat foarte bine harta. În mod normal sunt prinși aici, dar să vedem pe Kidor foarte bine, le elimină acolo. Încă nu s-au prins unde a tras. Da, este smoke acolo, nu vezi. Încă un frag făcut de Kidor, incredibil prin smoke, dar incredibil replică și cei de Next. Situație de 2 vs 2 cu Dani care vine în spate în acest moment. Hai să-i vedem acum cum recuperează. Da, un smoke foarte bun dat acolo. Dani spamează puțin smoke-ul, nu prea a atins. Bomba va fi plantată și situație de 2 vs 2 acum. Amândoi jucătorii din Tech sunt în scară. Fă și acolo dat peste. Fus ar trebui să le elimine pe primul care va intra. Să vedem, și-a luat flash puse. Ratează un shot. Nu-l ratează pe al doilea. Cred că l-a foarte mult damage la Dani acolo, da. Și cred că va muri până la urmă. Da, le elimine tot puse. Da, era Snapple rămas, dar oricum nu prea contează. Contează, bineînțeles. Invers. Da, contează că cei de Next reușesc să câștige a treia rundă consecutivă. Da, și ar trebui să câștige și pe a patra, pentru că cei din Tech nu au bani și vor face. Da, de data aceasta nu-și vor mai cumpăra nimic cei din Tech. Vor rămâne doar cu pistoalele. Și bineînțeles, vor încerca să țină cu acele pistoale dacă vor reuși să câștige runda bine, dacă nu, iarăși bine, pentru că aceste runde nu prea ți le pui în plan. Vedem Funkilicious deja deschide tabela, o rundă destul de agresivă, a încercat B să iasă în lung. Da, aveau habar că cei din Tech vor face eco și nu au mai stat să zăbovească prea mult da, pe hartă. Da, Kinder mai are un inamic în lung. Probabil că îl va elimina, da. 8-4 pentru cei din Tech. 4 și spunem că sunt pe revenire așa puțin cei din Next. Da, și mă uit, puse ar deja 13.000 banii, nu vor mai avea probleme cu, până la, cu armele până la sfârșitul acestei părți. Sfârșitul primei părți, bineînțeles. S-au jucat 12 runde, mai sunt 3 runde de jucat din această primă jumătate. Să completez puțin așa, White avea 17 cu 4 la 8 la 0, acum are 17 cu 8, da, 4 runde pentru Next. Practic, acele dacă White fraguri, nu scoate exact, acele fraguri făcute de el, se pierde runda. Bine, ce să spunem, au și atacat în zona unde ține el. De data aceasta vedem o rundă interesantă, White a avansat în scară și se uită în acel tunel și îl găsește acolo pe Sonic. E, și vedem White făcând un frag. Ceea ce este un lucru bun pentru cei din Tech. Da. White face frag, da, se câștigă runda. Deja Tech au început să mai diversifice puțin acel ținut clasic. Îi țineau destul de clasic și le-a mers. Vedem acum o rundă mai agresivă cu White care a venit în scară. Next, încă nu cred că știu ce vor să facă. Probabil Funkilicious va încerca să fie... Au intrat pe mid acum, smoke-uri în bază. Au despărțit X-uri, practic. În păcate, Funkilicious și-a luat un flash. Kinder la EMA pe B pe lung, însă nu este prea folositor momentan pentru această rundă. Se retrag de pe mid cei din Next, situație de 3 vs. 4. Da, vedeți cum se retrag și se duc în hard, în X1 acolo în scară. Da, la White. Din nou White va fi elementul cheie pentru cei din Tech. O săritură acolo, un jumbuș look. Da, dar din nou White face fragul și va da un flash și bineînțeles se va băga și a doua oară. Arata shot-ul acolo la milimetru și reușește fazum. Reușește, să vedem pe Kinder, situație de 1 vs 2. Dani este pe roșu, 18 HP. Dacă le elimină pe Snapple aici foarte rapid, ar avea o șansă, din păcate pentru va el, Snapple, da. Snapple va veni ușor și va face pragul. Vedeți pe Snapple foarte bine. Practic Kinder nici nu mai avea timp. Trebuia să planteze acolo bomba, 9 la 4.
întrerup acolo seria celor de Next Gen Tag. Am făcut White Frag chiar două, s-a câștigat runda. Da, cum spuneam, când face White Frag se cam câștigă runda. Dar nu știu, ți se pare o idee bună să forțezi acolo mereu în zona lui White? Nu în zona lui, în zona să atași scara, Catero. Păi, White practic... Mai... Da, asta este acum că ține White acolo. Păi nu, mă refer la cum a decurs acest match. Nu mă refer neapărat. În general trebuie să atași scara pe această hartă. Genki doar deschide din nou tabela pentru cei din Tech. Nu prea au început bine aceste runde cei din Next, mereu cu un om eliminat destul de vreme. Vedeți, se strâng acolo în zona centrală. Da, incredibil, Dani a avansat pe tunel. Să l-a prins Sonic exact, da. Și a luat poziția asupra lui. Să vedem ce vor face. Da, mod normal acum îi vedeți, s-au strâns în sfârșit spre celălalt X. Unde nu este nimeni decât Snapple, care se ducă porți. Nu, este foarte departe Snapple, dar vor intra lejer cei din Nec și vor planta. Da, după cum vedeți, au și ajuns în X. Să vedem pe Snapple. O situație foarte bună de 4 vs 4. Foarte frumos fragul făcut de Snapple acolo printre porți. Situație din nou favorabilă pentru cei din Tech. Totuși au poziții cei din Next și au și 100%. Da, importante vor fi acele flash-uri date peste arcadă și cum care vin. Cât de bine se vor coordona cei din Tech cu recuperare. Încă se așteaptă. Vor aștepta să ajungă omul smoke din tunel. Ia să vedem, intră Snapple. Are om în stânga, om la acea mașină. Foarte incredibil bine White. Trei fraguri făcute instante de cei din Tech, o recuperare ca la carte. Și B va băga și Zanusa și bomba. 10 la 4 și am putea să spunem că Tech sunt clar favoriți să câștige prima hartă la acest scor. Chiar dacă va fi 10-5, chiar dacă va fi 11-4, este un scor foarte mare, mai ales pe partea de counter. Da, în această rundă toată lumea va avea arme full. Dar spre bine celor de Next ar trebui să o câștige. Să vedem, White de data aceasta se bagă în zona centrală. Vedeți, pe această hartă, practic, dacă te uiți prin acele porți, poți să vezi până în baza teroriștilor și invers, bineînțeles. Kidor, cred că tocmai și-a primit un flashbang de la un coechipier. N-a produs mari pagube, pentru că nu era niciun dinamic acolo. Iată, tocmai ce ziceam, Sonic are și-a luat și la VP. Da, să vedem, rândă. B s-a băgat agresiv. Snapple a făcut un frag, cred că pe zona centrală. Da, pe mid. Și din nou se intră în scară. Și din nou White este pregătit, bineînțeles. Și mai are și doi prieteni pe lângă el. Va fi ajutat. Să-i vedem, încă nu sunt hotărâți cei din Next. Se pare că încearcă să se retragă. Cred. Să lăsăm pe White până se vor hotărâ cei din Next unde vor să atace. Interesant. Sau se duc spre lungă acum. L-au lăsat pe Kinder în scară ocupat. Bună decizie. Vor încerca să schimbe puțin, să nu mai atace mulți în scară, să atace mulți în lung cu un om în scară. Va fi important Sonic să-l elimine el pe White. Da, din păcate pentru ei, Kidor deschide pe la White, face un frag superb acolo la scară. Și să vedem mai pe... reușește și el un frag și rămâne Funkili și singur. Funkili și ce mai poate să facă? Nimic. Eliminat de către Kidor. Tag câștigă prima jumătate cu scorul de 11 la 4, un scor foarte drastic, aș spune, pe această hartă, pe partea de counter, bineînțeles. Nu prea poți să-ți dai așa mari șanse dacă iei decât 4 runde când ataci, dar să vedem, cine știe, am mai văzut întoarceri de scor. Foarte importantă este prima rundă pentru cei de Next, dacă o vor câștiga, ar putea duce scorul la 11-7. Să-i vedem cum se vor descurca la prima rundă. Se duc cu 3 oameni în X2, destul de rar a fost această schemă. Și cu 2 oameni care vin agresiv în scară. E foarte interesant această schemă făcută de cei din Next. Da, iar cei din Tech sunt cu 2 inși pe tunel și 3 așteaptă pe lung. White face un pic de scout acolo, să scară. Da, au văzut omul în tunel. Bineînțeles, va da granada, nu este nimeni acolo. Se pare că totul l-a atins pe B. Care nu a avut armură și a rămas în 17. Bine, mai avea luat în viață puțin. Totuși n-au reușit fragul. Situația este în continuare de 5 vs 5. Vedeți pe cei din Tech se duc. Da, ocupat lungul. Da, s-au dus în lung destul de încet. Foarte bine Kinder, da, a dat și el o grenadă și l-au eliminat pe. Da, nu cred că mai încape vorbă. Tech vor intra. Se intră acum din lung niște smoke-uri.
au ocupat site-ul și vor planta, cred, de scară, să vadă bomba de la scară, adică. Dar cred că important este Chidor, este foarte departe de coechipier, dacă va face un frag aici, ar fi în seară decât 12 HP, n-a avut nicio șansă. Să vedem acest duel în scară cu Snapple aici în prim plan, vede acolo inamic, nu reușește niciun frag deocamdată, Dani decât un frag, sare imediat în bază, incredibil, face fragul acolo. Mai face un frag White, să-l vedem pe Narek, vine din lung împreună cu un echipier. Și White care mai are ceva de aruncat acolo, cred că este. Da, mod normal trebuie să pună cineva difuzul și Narek să-l țină. Dar incredibil, se bagă White, le elimină pe cel care pusese. Se va mai băga în continuu. Difuzul pe bombă. Foarte bine White. Incredibil White, practic am putea să spunem că este MVP-ul acestei finale. Măcar a primei hărți, nu? Da, da. Incredibil cum joacă White. Vedeți, are 26 de fraguri făcute per total în acest match. Și 5 steluțe. 5 steluțe de MVP. Bine, steluțele alea, practic, n-ai atât de multe fraguri, vin de la sine. Din păcate, pentru cei de Next nu reușesc să câștige prima rundă de pe a doua jumătate și probabil vor pierde prima hartă la un scor destul de dramatic pentru ei. Vedem pe Dani, face un frag în lung. Da, să nu-i diminuăm și meritele lui Dani, care a reușit și el, cel puțin, fragul din bază, superb, reflex. Două gloanțe i-a dat special. Da, celui de acolo. Nu mai au ce să facă cei de Next. Trebuie, cred, să se gândească deja la următoarea hartă. Asta, bineînțeles, dacă nu ne vor uimi acum și vor avea o revenire de senzație, deși destul de greu. Dar după această rundă de ar trebui să ținem cont că sunt rundele. Counter, nu? 13-4, Tech mai au nevoie de încă 3 runde pentru a câștiga această prima hartă. Da, după cum vedeți, Alex te ducă mulți oameni în scară acolo pentru cei de Next. Da, e interesant, cei de Next nu au plecat din bază și în momentul acesta ies și... Da, au prins un om acolo. A, un om în scară, rădăcit. Nu prea au curaj să iasă cei din scară. Nici ei nu cred că știu prea bine ce vor să facă, cei de Next mă refer. Este om în lung, nicio șansă acolo, White mai face un frag. Ar putea să moară, nu, foarte bine atras. Nu face, pentru că trage destul de bine. Și B a tras și el calm, îl omoară pe Funkili și e 14-4. O vedea și prima rundă de arme pentru cei din Next acum, pe partea de contra. Da, am putea să spunem că este runda decisivă pentru ei, această prima hartă. Vă reamintesc, dacă cei din Next vor pierde această hartă, se va juca Miraj, din ce am eu aici pe... Eu știu că de Nic. În fine, s-ar putea să ai dreptate. Reușesc cu un frag, da, cei din Next, Narex pe lungă acolo. Se vedem, cei din Tech au vrut să intre foarte rapid în scară, din păcate pentru ei nu au bomba. Au uitat bomba și s-au băgat 12 pe tunel acum. Fuse se va întâlni cu Snapple, îl elimină, îl prinde și pe B acolo, reușește, da, fragul foarte bine, 4 fraguri pentru cei din Next și White rămâne singur cu AVP. Să-l vedem pe White ce poate să facă 1 vs 5, până acum s-a descurcat destul de bine, dar n-a fost într-o asemenea situație. Oricum, un lucru de amintit este că cei din Next nu trebuie să mai pierdă nici măcar o armă, nu o situație financiară foarte bună, vedeți, practic orice armă pierdută de ei va fi un minus. Și acum este știut și White. Da, nu trebuie să fie foarte agresiv. Asta a băgat într-un final Kinder. Practic o rundă flawless câștigată de cei de Next. Nu au pierdut nici măcar un om. Un lucru bun pentru ei, dacă vor mai vrea să facă ceva pe această prima hartă. Ar avea măcar un punct de plecare. Încă o rundă de arme pentru cei din Tech. Trebuie să lege rundele acum, dacă... Cam toate să le lege și una după alta, ca pe funie de usturoi. Vor să mai aibă vreo șansă pe această hartă. Vedem, se duc foarte agresiv în X2. De data aceasta White a încercat, cred, să se bage în X2. Da, Dani l-a acoperit foarte bine. A încercat Sonic acolo să surprinde, n-a reușit. Dur foarte mult de meci, a luat acolo. Da, dar este foarte aproape de X. Puse foarte bine, reușește decât un frag totuși. Da, runda era pierdută din start. La ce poziție, în ce poziție ajunseseră Tegu? Situație de 4 vs 2. Imediat cum se va termina această rundă, vă voi explica acest atac clasic care se dă pe această hartă. Practic noi numim
să dai split în X-uri, adică practic să tai harta în două contra teroriștilor, incredibil, White și continuă. Nu știu, nu mai am convinde la cum joacă. Haideți să vă explic această schemă. Când atași Tero, o rundă foarte des întâlnită este să intri în zona centrală, cam cu 3 oameni sau cu 4 eventual și 2 oameni să spunem aici. Dai smoke în această zonă să nu te vadă cei din X2, smoke aici în centru și practic elimini această zonă. Nu mai ai nicio problemă cu această zonă și ataci din două părți practic X2-ul. Da, și pe cei din tech mai desparte o singură rundă pentru a câștiga această hartă. Da, nu se grăbesc cei din tech. Devine Funky Vicious, face primul frag acolo la ușă, s-a băgat Kidor, n-a reușit nici măcar să-l atingă foarte tare pe Funky Vicious. Au încercat aceeași schemă cei din tech, însă au fost dați în spate de această dată de pe mid, în zona mijloc. Totuși se bagă B acolo. L-are pe Funky Vicious în baza contra. Se trebuie să aibă grijă, super fragul făcut acolo în tunel. Imediat face și Funky un frag, încă un frag frumos aici făcut de puse. Și rămâne Dani 1 vs 5. Reușește un frag prin poartă, ok, ce frumos. Iar Kinder închide runda pentru cei de Next, 15-6. Cum spuneam, joacă cu cuțitul la os cei de Next, orice rundă va fi finalul acestei hărți pentru ei, bineînțeles. Vor mai avea șansă, bineînțeles, vor trebui să câștige ambele hărți rămase la dispoziție. Probabil toată lumea se întreabă când va veni acea rundă pentru tech. Tu ce te întrebi? Da, îi văd puțin așa, jucând din adins, nu fac ceva extraordinar cei din tech. Da, joacă, hai să luăm runda, A fost o rundă de eco, nu și-au cumpărat arme cei din tech, o rundă foarte rapidă câștigată de cei din Next. 15-7 și bineînțeles acum urmează runda de arme. Da, cred că vor încerca să câștige această rundă și cred că vor ataca scara. Da, mi-a făcut și cu ochiul, Dori. Probabil vor ataca scara. Să vedem dacă merg pe mâna ta. Smoke dat acolo centru. Să vedem că și cei din Next încearcă ceva mai diferit. Doi oameni în X2, nu s-a retras Funky Vicious, da, și vedem. Să vedem pe Kinder, are mulți oameni, să vedem dacă va face decât un frag făcut acolo de Kinder. Prins acolo un cerchine de oameni, erau trei. Da, din păcate, să vedem, decât un frag este destul de puțin. White tot se bate. Reușit Kidor fragul, dar elimina puse pe White. Mai face un frag puse și incredibil, Dan este eliminat și el pe lung și scorul devine 15-8. Am zis că vor ataca scara, dar nu rush. Da, bine, totuși au atacat și în lung cu doi oameni. Practic au încercat o rundă clasică, am putea să spunem. Altă rundă clasică, bineînțeles. 3 oameni scară, 2 oameni lung sau 4 oameni scară, om lung întârziat. Cum vreți să o luați. Va urma o nouă rundă de eco pentru cei din tech. Da, practic cei din tech nu au de ce să forțeze aceste runde când nu au bani. Ei trebuie să câștige o singură rundă. Intră în scară. Kinder nu cred că va avea probleme, face două fraguri acolo. Ajută și puse. Da, grenade multe date acolo. Narex și se termină runda 15-9. 15-9. Oricum, o revenire destul de bună pentru cei din Next, așa să spunem. Nu cred că avea un moral extraordinar la cum era scorul. Și totuși au reușit să mai reducă din diferență. Da, ei n-au luat nicio rundă de pistoale. Da, și asta, asta și contra, contează foarte mult. Ai din start 3-0 pe partea, 3-0 pe partea, 6 runde câștigate. Bine punctat. Sigur, nu asta a făcut diferența în acest moment. Am putea să spunem că foarte White a făcut diferența. Să vedem pe cei din tech din nou se duc în scară. White din nou va ataca primul. O să snap-ul este cu bomba pe tunel, cred că va fi un fake. Incredibil, îl vede White acolo și elimină pe Kinder. A început foarte bun pentru cei din tech. Da, și pentru cine nu știa, White a câștigat și locul 3 la Dota 2. Asta așa pentru cei care nu știau. Multitask player. Narex între timp s-a băgat pe lung să vedem dacă îi va prinde practic, pe cei din tech pe la scoară. L-are pe Dani acum și pe Kidor. Riscă, nici nu mai au ce să facă cei din next. L-a auzit acolo Dani.
să este în Arex. Bernard mai face și al doilea frag. Foarte mult damage totuși. Incredibil, White mai face un frag și a pus stăpânire pe X1. În mod normal va ține cu sniperul în lung acum, până va veni un coechipier. Dar chema și prietenii. Își ia un headshot. White își ia și un flash din bază. Multe flash-uri acum s-a... Da, White are o poziție bună. Snapple mai face și el un frag. Practic, White ține omul din lung, îl vedeți? Arata shot-ul moare, dar are mult pe echipiere acolo pe site. Da, le elimină Snapple pe penare și rămâne Sonic 1 vs 3 în rundă decisivă. Face un frag frumos. Da. Totuși trebuie să se grăbească, nu mai are timp și a luat și un flash. Bomba este plantată. Da, în mod normal aș spune că nu mai are nici măcar cea mai mică șansă de a câștiga runda. Este presat și de timp și Snapple face fragul final și te câștigă prima hartă, dați doiul. Da, ce să spun, un match cu fraguri foarte frumoase. Da, dominat White, de către White, 34 de fraguri sunt foarte multe. Da, per total, bine, au și atacat în zona lui acolo, în zona unde ținea el, în zona scării. Ce să spun, sincer mă așteptam la un meci mai echilibrat, nu știu, eu așa vedeam un meci mai echilibrat pe DAS 2. Au luat foarte puține runde pe partea de Tero cei din Next. Da, urmează, cum vă spuneam, Miraj, iar noi luăm o scurtă pauză și bineînțeles vom reveni în cel mai scurt timp. Prezintă Marea Extragere. De acum clienții RomTelecom primesc automat minute nelimitate către Cosmote și rețelele fixe naționale. RomTelecom, televiziune internet.